Andreea Salvei din Marea Britanie, din Londra? Nu chiar, undeva în nord-estul Angliei, însă ajung destul de des în Londra din cauza comunității pe care o avem acolo. Domnul George Daraban, partenerul nostru, Ascro TV, a zis, invit aici o domnișoară foarte activă. Ce faceți în Londra, de fapt? Bineînțeles, ne ocupăm de mai multe proiecte. Unele dintre ele sunt referitoare la comunitate, la apărarea drepturilor de când a intervenit Brexit. Este una dintre principale probleme cu care ne confruntăm acolo, dreptul de a trăi în Marea Britanie, de a fi legali, a munci și așa mai departe, dar ajutăm și alte proiecte comunitare, integrarea spitalelor, parteneriate între Marea Britanie și România, între Țara Galilor și România și așa mai departe. Și colaborați foarte bine cu Ascro TV, înțeleg, cu domnul Daraban și cu alte asociații pe care le aveți la Londra. Este foarte greu să nu colaborezi. Cum spuneam, deși nu locuiesc în Londra, ajung în Londra destul de des, tocmai pentru a încerca să facem un parteneriat. Încercăm pe cât de mult să ne susținem unii pe alții atunci când e nevoie și există posibilitatea. Până la urmă, putem face lucruri individuale, însă este mult mai de efect atunci când ne unim și încercăm să le coordonăm sau să le sprijinim într-un fel sau altul. Există o solidaritate între românii din Londra? Aș putea spune că s-ar putea și mai bine, să lucrăm pe acel domeniu, încercăm să o ducem mai departe. Dar da, tot timpul e loc de mai bine, tot timpul învățăm, încercăm să luăm abordări noi și să le dezvoltăm într-un punct pe care noi îl găsim că ar fi poate potrivit, o abordare potrivită. De unde sunteți de loc? Eu sunt olteancă din zona Doljului. Am plecat de câți ani, mulți? În 2007. Pe un domeniu ca profesie? La momentul de față sunt și student, studiez British Politics, politică britanică și studii legislative. Am activat ca și asistent social pentru o organizație caritabilă națională în Marea Britanie. Deci, în general, mă ocup de bunăstarea oamenilor, de apărarea drepturilor, cum spune și medalia, până la urmă, e pentru apărarea drepturilor și promovarea drepturilor umane și asistența socială. Foarte important. Sunteți un om foarte util. Mulțumesc. E o insignă, o medalie și aveți în piept? Da, este o distincție acordată de președintele Iohannis, a fost acordată în 2022 prin decret prezidențial. Am fost onorată să devin cavaler al meritului, Ordinul pentru promovarea drepturilor omului și asistență socială. Un om important, un român cu sufletul acasă, cum spunea Sanda Pralong, nu? Într-adevăr, și de asta spuneam, în ultimul timp am încercat să dezvoltăm parteneriate în care să sprijinim ambele țări, și România și UK, prin românii rămași în România și românii care au mers în UK. Încercăm să dezvoltăm parteneriate cu sistemele de acolo pentru a îmbunătăți, sper, spitalele din România și aduce puțin din standardele europene de acolo și la noi în România. Cu domnul George Daraban, londonez de al dumneavoastră și de al nostru, ca cetățean român din Dorohoi, vorbeam despre faptul că dacă avem o problemă, nu e doar revenirea acasă a românilor, ci mai degrabă înstrăinarea copiilor românilor noștri, care sunt cetățeni englezi, care vorbesc limba engleză, care aproape că nu mai știu limba română și că ar trebui aduși prin proiecte, prin tabere de vară, prin știu eu ce alte implicări ale statului român, să cunoască, să se atașeze de echivalenții elevi, studenți din România. Este adevărat, să avem mulți copii și din păcate nu întotdeauna copiii sunt cei care decid dacă noi dorim să ne mutăm sau nu. De obicei, ca părinți, luăm acea decizie, nu ne întrebăm copiii dacă au fost deja născuți sau alții, cum spunea și dumneavoastră, sunt născuți direct acolo. Și atunci nu au un cuvânt anume de spus. Probabil că, într-adevăr, ar fi loc de mai bine și în vederea acestor proiecte. Cred că există taberele ARC, de care se vorbea și mai devreme, însă aș spune că poate o programare mai în advance ar fi mai benefică. De ce? Pentru că atunci când spui părinților că ai posibilitatea să le iei copiii și să-i aduci în România să facă o tabără ARC, dacă le spui cu o lună înainte, mai ales în perioada de vară, biletele sunt foarte scumpe și degeaba este oferită gratuit în România dacă ei trebuie să-și acopere cheltuielile din Anglia în România și înapoi. Și aceste cheltuieli de multe ori ajung la sute de lire. Și atunci să plătești 5-600 de lire pentru un bilet de avion, pentru că e în timpul verii și îi anunțat foarte din scurt, nu e totdeauna viabil.
al doilea, eu știu să spun, lucru care părinții nu-l înțeleg foarte bine este că atunci când li se spune cu 2-3 săptămâni sau o lună înainte, ei trebuie să decide dacă au încredere în persoana respectivă să-și lase copiii să meargă fără ei. Și astea sunt multe puncte în care probabil am putea să lucrăm mai mult pe ele și să încercăm să le facem mai atractive și mai liniștitoare pentru părinți. Limba, într-adevăr, este o problemă. Avem generația de migranți, a doua generație de migranți, care atunci, dacă ei merg la școală, copiii de la grădiniță, de la școala primară și secundară, vorbesc numai engleză la școală. Asta e și sfatul profesorului. Noi învățăm engleză la școală, dumneavoastră, ca părinți, învățați română. Însă, fiind o comunitate care de multe ori ajunge să se căsătorească cu cetățenii ai țării respective, pentru părinți devine un pic greu să încerce să aibă aceleași discuții în două limbi. Și atunci limba română se pierde. Într-adevăr, aceste proiecte în care încercăm să-i aducem, fie că implicăm biserica sau asociații comunitare sau organizații comunitare din Marea Britanie, ar trebui să fie mult îmbunătățite și probabil susținute mai mult financiar. Cred că este important ca oamenii care vor să facă acest lucru să beneficieze și de sprijin în sensul de a fi învățați cum să funcționeze, cum să înceapă aceste organizații comunitare și cum să le ducă la bun sfârșit. Pentru că una e să ai voință și alta e să ai cunoaștere, cum să o faci. Nu putem încheia decât cu un mesaj al dumneavoastră pentru că prin noi puteți ajunge în casele românilor de pretutindeni, atât în Londra, prin parteneriat cu Astro TV, cât și în România, că suntem pe toate rețelele de cablu, sau în Moldova, sau în Ucraina, în Republica Moldova, pe toate rețelele de cablu. Aș vrea să le spuneți ceva, un gând de suflet a unui om care reprezintă ceva, iată, în Londra și care poate să-i ajute. Eu le spun tuturor românilor că acasă este bine. Din ce în ce mai mulți consideră această variantă. Sunt unii care poate au anumite piedici în a se integra și atunci cred că întoarcerea acasă este într-adevăr o problemă. Este într-adevăr o soluție. Românii trebuie să fie conștienți că acasă va fi întotdeauna locul unde vor fi bine primiți, însă și statul va trebui să încerce să-i atragă mai mult.